Geneza 22 După toate acestea, Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram și i-a zis, Avraame!" El a răspuns, Iată-mă! Dumnezeu i-a spus, Ial pe fiul tău Isaac, pe singurul tău fiu, fiul pe care-l iubești. Du-te în ținutul Moria și jertfește la acolo ca ardere de tot pe unul dintre munții despre care îți voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață, a înșeuat măgarul, i-a luat pe doi dintre slujitorii săi și pe fiul său Isaac, a tăiat lemne pentru arderea de tot și a plecat spre locul despre care i-a spus Dumnezeu. A treia zi, Avram și-a ridicat privirea și a văzut locul de departe. Atunci Avram le-a zis slujitorilor săi, Rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul vom merge până acolo, ne vom închina, iar după aceea ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot și le-a pus în spinarea fiului său Isaac, iar el a dus focul și cuțitul și cei doi au mers împreună. Isaac i-a zis tatălui său, Avram. Tată? El a răspuns. Da, fiul meu. Isaac l-a întrebat. Iată focul și lemnele. Dar unde este mielul pentru arderea de tot? Avram i-a răspuns. Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot fiul meu. Și cei doi au mers împreună mai departe. Când au ajuns în locul de care îi spusese Dumnezeul lui Avram, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. După aceea l-a legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi și-a întins mâna și a luat cuțitul ca să-l înjunghie pe fiul său. Dar îngerul Domnului l-a strigat din cer și i-a zis: Avraame, Avraame. El a răspuns: Iată-mă. Îngerul i-a spus: Nu pune mâna pe băiat, nu-i face nimic. Pentru că acum știu că te tem de Dumnezeu, întrucât nu l-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avram și-a ridicat privirea și a văzut un berbec prins cu coarnele într-un tufiș. S-a dus, a luat berbecul și l-a jertvit ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a numit acel loc. Domnul va purta de grijă. Motiv pentru care se spune și astăzi: La muntele Domnului, îi se va purta de grijă. Îngerul Domnului l-a strigat din cer pentru a doua oară pe Avram și a spus: Jur pe mine însumi, zice Domnul, că deoarece ai făcut acest lucru și nu l-ai cruțat pe fiul tău pe singurul tău fiu te voi binecuvânta cu adevărat și voi înmulți foarte mult sămânța ta cât stelele cerului și cât nisipul de pe țărmul mării sămânța ta va pune stăpânire pe porțile dușmanilor ei iar prin sămânța ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului pentru că mai ascultat Avraam s-a întors la slujitorii săi, iar ei s-au sculat și au mers împreună la Sheba er Și Avraam a locuit în Sheba er După toate acestea, a ajuns la Avram vestea că Milca i-a născut și ea copiii fratelui său Nahor, pe Uț, întâiul său născut, pe Buz, fratele acestuia, pe Chemuel, tatăl lui Aram, pe Chesed, pe Hazo, pe Pildaș, pe Idlaf și pe Betuel. Lui Betuel i s-a născut Rebecca. Pe aceștia opt i-a născut Milca lui Nahor, fratele lui Avram. De asemenea, Reuma, țitoarea lui, i-a născut pe Tebah, pe Gaham, pe Tahash, și pe Maaca.